Primești un time-out cu implicarea specialiștilor de la Ministerul Transportului, domnul Miron. Deja coordonați cu domnul reprezentant al ANT ca să ne documentăm fundamental la întrebarea dată. Că sus primească, că parcă identificăm o soluție, dar până la urmă se majorează tariful și avem alte nemulțumiri. Eu nu vreau să admit iarăși. Dacă o soluționăm, o soluționăm fundamental și în complex. Și securitatea circulației rutiere, și starea drumurilor, etc. Încă, într-adevăr, în complexe trebuie să fie soluționată. Bine. Pur și simplu, eu chiar și dacă s-a spus că un operator dorește din partea de la Glodin, să că pe Pavel Boțu, Cicalova nu deja noi, la noi schimba din numirea străzii. Da. Pavel Boțu, de toată lungimea străzii, el nu are stații pentru vehicule de rută. Și la intrare în municipiu, și până la strada Calea Ieșilor, și tronsonul de la Calea Ieșilor până la strada Victoriei, unica e la terminal, după pasajul feroviar. Și atunci, el, doamne, deja nu mai are unde să se întoarcă înapoi, el ajunge la Ștefan cel Mare și o ia la stânga și merge pe cer. Și mă uit, itinerarul fundurii vechi. Punctul de pornire, gara Autobălță. La 16.00. Deci, pornește. La 16.05 ajunge în strada Cicalov-Bălță. 16.06 pornește. La 16.33 ajunge în Sadovaie. Și pornește la 16.34. La 16.45 susește în Sturziești și pornește la 16.46 și la 16.58 deja e funduri vechi. Și parcă e descris, da? Aud după pornire. Nici până este. Cum pornește? De la gara auto, cum ajunge până la strada Cicală? Dar cum ajunge? Pe cum care strada? Să în 5 minute. Igor Ilici, da. Toate rutele date, ele sunt bazate pe rutele cele vechi care sunt istorice. Ele nu au fost modificate și nu au fost actualizate. Iată care e problema. Și ele sunt bazate pe rutele cele vechi. Uh-huh. Istorice. În 2002 le-a dat plătăți indicații care susțin rutele ca să coordoneze cu municipiul Bălți. Asta a fost o problemă atunci cu procuratura. Eu de asta și văd problema că tare practic. Da. Dar ei și ei atunci nu s-au adresat la Bălții, dar ei fiecare s-au scris cum au vrut să scrie și noi atunci ne-am adresat și în procuratura municipiul Bălți ca să ridici întrebarea. Asta a fost în 2002, asta a fost întrebarea foarte tare. Rutele interurbane, interregionale, internaționale, da, s-a rezolvat întrebarea cu autoparcul nostru, că el a ieșit de sub municipiu, nu știe și cu dânsul, și că atunci s-a început tot problema asta. Am accentuat, strada în grafic, în itinerar, este indicat strada Cicalova. Da. Noi Pavel Boțu. Pavel Boțu. Da, e deja actual. Cicalov, da, autorizația e eliberată în 2012. Poate și e o problemă tehnică. Poate și e o problemă tehnică. Da. Nu vreau să... Modificarea străzilor e făcută de mult. Poate situația asta creată este creată din vina operatorilor, deoarece ei iau de prins cu oameni să-i aducă până în centru și tot din centru să-i iasă. Așa. Dacă și operatorii, și municipalitatea, și toți responsabilii s-ar executa obligațiunea în conformitate cu legislația în vigoare, atunci nu s-ar crea situația dată. S-ar duce pasagerii la autogară, chiar și dacă ori apărea pe parcurs, având în vedere
schimbările, s-au venit și în graficile de servicii și așa mai departe, și lumea ar vedea că întârzi. Deci, elementar, se poate de făcut modificare în graficul a rutii, de pasare. Să nu vii la autogară în Bălți la 07:45, dar să vii la 07:30 și așa mai departe. Și asta se poate ca tehnic să le modifici. Și au mai fost atenționat momentul cu copiii, că copiii învață în municipiu și așa mai departe. Dacă primărie, dacă localitatea nu dispune de instituții de învățământ deja liceală, adică învață până în clasa nouă, și ei sunt nevoiți în care să prelungească studiile preuniversitare în alte instituții dislocate, în alte zone administrative, adică în alte localități, aici deja este impusă și o altă obligațiune, transportarea copiilor. Transportarea copiilor trebuie să se efectuează la fel în conformitate cu legislația în vigoare, necesită transport special pentru copii care transportă copiii către alte localități în instituții de învățământ. Михаил Няга, господин Примар Спырлицы, он пытался свою обязанность переложить на всех остальных. То есть он должен организовать перевозку детей, своих, да, детей. И он должен со своей. Ну, а Курома есть институция для национальных. Ну, что Ролл Принчпал Лужак институция для национальных. Am un time-out la capitolul dat, deci domn Miron, până ora 2 de actualizat informația, cine este responsabil și regim de urgență de solicitat de plasare în Bălți, că noi deja să avem o claritate, că să luăm și o decizie fundamentală. Una și a doua variantă, care de rezervă, care mă gândesc eu, aceleași puncte de caserie la recomandate de ANTA, într-adevăr să fie dus și evidența corespunzătoare, pur și simplu, stații publice. Dar până atunci deja trebuie să avem informații pe care anume drumuri, calculat acest itinerar cu punctul destinației gara autobuză. Cineva invocă că poliția ajută transportatorii, cineva invocă că poliția sunt contra transportatorii. Deci ei își trebuie momentul să fie controlul. E proiect de impus teror. Și să duc pe itinerarul, pe drumul național, până la gara auto. Până nu o soluționăm problema dată. Nu este așa o trecare măsură o șantajare din partea administratorului aceleași rute, folosându-se de interesul prioritarului al lucrătorilor din sat. Și vorbind de aceeași dispoziție, până la urmă un act administrativ. Care e în vigoare și un câmp e înținut de Curtea Supremă de Justiție. Asta e punctul foarte, până la urmă. De-aia eu sunt pentru varianta de corectitudine. Ca să modific ceva, atunci m-am pronunțat să fac ședința trecut, trebuie să am un temei fundamental. Dar, spunem, reșind din actualitate, oricum varianta alternativă până nu o să fie scoasă, da? Interdicții, este de acces la gara auto. Asta și mă numește două linii paralele. Deci, este acces până la gara auto. Pe de-o parte, care nu limitează pe celor transportatori, să mă arăt pe itinerarul corespunzător până la gara auto. Pe de altă parte, merge o fel de formă de șantaj. Usată e vinovat. Cel mai principal. Usatul a venit aici în 2015, dar dispoziția din 2013. Una, a doua, până la Usată nimeni nu a convocat așa ședință ca să spună pe dată pe rată probleme în cauză și nimeni nu le-a ridicat. A treia, mă uimește atitudinea transportatorului de șantaj. N-ați scoateți semnele, noi n-ați transportăm pasageri. Bine, eu am o altă întrebare, chiar și de reprezentant Santa, spre exemplu. Este în drept
Операторul de pasager, transportatorul suspende activitatea, primăria refuză în scoaterea semnelor de circulație rutieră? Eu solicit ca noi să nu fim subiectul unui șantaj. Și ca obiectiv, într-adevăr, soluționăm problema, fiindcă eu, ați văzut, și nimeni din primărie nu a rezolvat problema asta prin culoare sau nu știu eu. Am convocat ședința cu implicarea tuturor instituțiilor care ar fi bine să se implice în soluționarea, dar în complex problema, dat fiecare își expune punctul de vedere, situații de fapt, de drept. Dar eu intenționez, într-adevăr, să stabilim un format legal ca să fie și o siguranță atât pentru transportatori, ce interurbani, atât să aibă o claritate și organele de poliție, cât și ANTA, cât și autoritatea publică locală, de identifica un compromis în transportarea pasagerilor rutele interurbane și cele municipale. Deci eu vreau să găsesc cu un punct, spune așa, compromisoriu pentru toți. Dar în măsura în care suntem șantajați, eu aș solicita ANTA ca să intensifice anumite verificări în măsura în care sunt suspendate că rute, deoarece nu este încă emisă dispoziție de scoate semne circulație rutieră. Pentru suspendarea rutei este ca agent transportator să respecte anumite, să argumenteze anumite cerințe care sunt stipulate în licență. Nu că anume el dorește. Adică sunt cerințele care sunt stipulate în licență și la obținerea licenței. Poate să nu fie capacitatea financiară, poate nu dispune de mijloace financiare, tehnice. Pentru că, dar eu cred că asta nu e. Domnilor! În ce scuză, am primit mesaj numai ce stabilirea traseului însuși stabilește comisia din cadrul lăsat drumul Bălță, lăsat drumul Lușcani. Așa. Da. Așa. Și că deja am primit răspuns, stabilirea traseului este efectuată din către comisia sau drumul. Și deja poate fi și respectiv de către poliție. Dar însuși o sau drumul îi stabilesc datele este necesare. Schema e, cred, de colectare informații. Da, informații transporturilor se aprobă de agenție. Da. În baza, cred eu, al procesului verbal și a deciziei comisiei în cauză. Da. Înțeles. Cine? Cu atât mai bine. Este sau drumul? Ridicăm fiecare. Prezentă informația. Informația? Da, în baza la informația... E interesantă informația care a fost prezentată. Să începem de la reclamare, să vedem până la urmă în care informația s-a reieșit pentru stabilirea acestui itinerar. Că eu nu cred că cineva din reprezentanța Ministerului Transportului vine la fața locului și face măsurarea la fiecare loc. Asta cred că e imposibil. Cei de la minister trebuie să în cabinet, nu mai vine și boțelii la fața locului. Nu, pentru asta este și sadruguri care... Da, muncitori de rând, da. Comisii specializate. Domnilor, ca să nu pierd gândul, și cred că o să mă sună toți membrii comisii, ca să nu fim iarăși subiectul șantajelor, cer scuze. Sincronizez lucrurile cu garautul. Zilnic. Cât s-au plecat și cât s-au venit. De pe rutele interurbane. Și o să vedem care într-adevăr nu activează. Avem informația regulată și cu plăcere SIS-SATAN. Eu am să grăbesc procesul cât mai repede soluționăm problema asta în complex. Dar n-am să fi vulnerabil la capitolul șantajului. Scoateți semnele. De nu mă știu eu. Haideți să, dacă merge, nu merge pe varianta legală. Eu nu sunt, hai să spunem așa, unilateral implicat în procesul dat, una. A doua, nu manifest, cred, cu inacțiune în demersurile multilaterale, atât din partea primarilor, locuitorilor. Conștientizez gravitatea problemei și complexitatea acesteia și vreau ca ipotetic, dacă va fi adoptată o decizie, să fie bine fundamentat. Dar fără ca să fie pusă la bază anumite acțiuni de șantaj. Eu vă mulțumesc pentru implicare.
Deja noi avem informația și tot în regim de urgență sunt promim iarăși comisia.